O prezență inedită astăzi la Metropola TV, la Mădălin Ionescu Show. Domnul Dumitru Avram, consilier de presă al lui Nicolae Ceaușescu, ziaristul preferat al lui Nicolae Ceaușescu, cum am zis noi, care i-a scris parte dintre discursuri și care a asistat, a văzut, a asistat la o mulțime dintre, să zicem, vizitele externe pe care le-au întreprins Nicolae și Elena, a asistat la o mulțime de secvențe și a dezvoltat relații personale, dacă vreți, cu anumiți membri ai familiei Ceaușescu. Am difuzat, vedeam în pauză imagini cu copiii lui, copiii soților Nicolae și Elena Ceaușescu. Ei, iată-l pe Nicu în haină militară. Nicolae și Elena erau, cel puțin în faza lor finală, deveniseră destul de rigizi, cel puțin asta era impresia, nu numai a noastră, a celor care, mă rog, eram cetățeni obișnuiți ai acestei țări, dar și ai reprezentanților, analiștilor politici externi și așa mai departe. Se anchirozaseră cumva. Nu erau, Ceaușescu a fost un tip foarte inteligent și foarte abil, dar nu avea o cultură, era clar. Și Elena nu mai vorbim. Elena, din păcate, până și în fața acelui tribunal atât de contestat și controversat, care a decis închidarea lor fizică, a scos câteva perle, confirmând că toate titlurile academice pe care le-a primit au fost cumva gratuite. Dar copiii lor, în schimb, totuși au fost educați. Vedem, iată, aici imagini cu o coză de farine, cu Nicu și cu Zoia. Este sora lui aici, aici e Valentin. Este Valentin. Da. Copiii au fost educați. Valentin a absolvit un institut la Londra. Era la Imperial Londra. College, la Londra. Zoia a fost o matematiciană foarte bună. Nicu, lăsând la o parte viața lui aventuroasă și anturajul și nebuniile pe care le-ar fi făcut, era totuși un tip educat. Nicu era un tip sfios, domnule. Toată lumea spune că schimba femeile, nu știu ce, că arunca femeile de la etaj. Ați avut o relație bună cu Nicu? Am avut o relație indirectă, dar esențială. Adică și-a găsit efectul. M-am ferit totdeauna, pentru că eu mă ocupam de presa de tineret. Uite, apropo, Dumnezeu să-l ierte pe Luciana Abremescu, care s-a ocupat de suplimentul scânteiei tineretului și care a fost un băiat fermecător. A murit. Mă ocupam de presa de tineret. Sigur că puteam să ajung la el oricând, dar m-am ferit, pentru că știam, nu de Nicu mi-era frică, mi-era teamă de ăia de la securitate care raportau totul maică-se. Și atunci m-am ferit, nici familia, nici copiii unor demnitari cu care eram prieten nu intrau în anturajul ăsta, nu au mers în anturajul ăsta și atunci m-am ținut deoparte, dar el a știut de mine, pe ceilalți noi am cunoscut, dar el a știut de mine și mi-a trimis câteva mesaje esențiale. I-am trimis niște răspunsuri care cred că l-au convins și efectele erau pe care să se producă. Acum nu spune că răsturnam România, dar niște nume pe care eu le-am sugerat au intrat serios în atenția lui și am avut, cum să zic eu, revelația asta și sentimentul ăsta la Congresul 14, când oamenii de cap pe care eu îi lăudasem la Nicu erau în preajma lui în prezidiu. Asta a fost... Dacă tot vorbim de Nicu, asta, mă rog, acesta este Zoia. Dacă tot vorbim de Nicu, deci nu el ar fi urmat să ia locul lui Nicolae Ceaușescu. Nu. Deci, din perspectiva lui Nicolae Ceaușescu, generalul Olteanu ar fi fost mult mai potrivit. Eu cred că generalul Olteanu, dar dacă americanii, pentru că el în convorbirile cu străinii, cu personalul străin, avea obiceiul să spună asta este pentru dumneavoastră, să știți că va fi un schimb de spioni între americani și între ruși și lucrurile se rezolvă. Că totdeauna a fost spaima asta că ruși cu americanii se înfruntă. Nu se înfruntă nici acum și nu se va întâmpla nimic. Dar să știți că nu știu ce, și mi-am aminte de un episod. Domnule, a venit la... eram în birou în care el primea o aspeție, un ziarist canadian sau american, un Phil Fizorn. Bună ziua, domnule Ceaușescu, să știți că eu sunt secretarul presei, Asociației Presei din statul nu știu care, am și abilități muzicale, să se uită la el așa, Ceaușescu, să-i dea lui și-l măsură, am și abilități muzicale, zice, diseară vreau să merg la un concert, am înțeles că ați pregătit deja răspunsurile, pe dacă ați pregătit răspunsurile, zice, nu mai stăm, îmi dați răspunsurile și plec. Și asta Ceaușescu, de ce m-ai deranjat? De ce nu vrei să vorbim? De ce ai venit? Nu avem niciun răspuns. S-a terminat interviul, Ceaușescu i-a spus, asta știu de la mintea, partea a doua. Eram de față când Phil Fizorn nu se prezenta. Și la sfârșit, Ceaușescu a zis,
vreți să vă dăm noi forma finală a interviului, pentru că v-am spus niște chestii confidențiale, v-am rugat să le publicați. Nu, zice, am reținut, le fac eu. Domnule a plecat acasă și l-a publicat exact cum a vrut el, cu toate detaliile și cu toate amănuntele alea. Și atunci mi-am dat, adică, apropo de onestitatea presei și de ca și cu coana asta de la Rai, parcă ar fi Oriana Falaci. Oriana Falaci, mă rog, dacă era o personalitate de genul ăla, te închinai ei și nu făceai bălcios. Dar e o ziaristă necunoscută. Eu deschid dimineața Raiul, eu încep dimineața cu Raiul când văd peisaje, chestii și mă mai liniștesc. M-am săturat de atrocitățile de aici și nu e, nici n-am văzut-o de prea multe ori. Adică e una la CNN, care e foarte cunoscută, nu mai știu cum o cheamă, care umblă prin lumea arabă și plăcută și foarte frumoasă. Îmi scapă numele, da, dar aia într-adevăr e o personalitate căsătorită cu un baron neamț, cu nu știu ce, dar asta e o... Revenind la copii și la familia Ceaușescu, totuși i-au investit în copii, nu? Da, el a făcut lecții de dicție cu Zoie Dumitrescu Bușulenga. A acceptat cu greu. Cine? Ceaușescu. Dar Zoie Dumitrescu Bușulenga... Nu, faptul că a investit în copii arată că cumva Ceaușescu era conștient de limitele lui. Da. Dorea ca cel puțin prin intermediul copiilor să vadă în copiii lui ceea ce n-a reușit. Era tobă de istoria antică. Îi plăcea și mie, îmi place. Acum citesc la bătrânețe, că mai mult timp, și citesc împărații, chestii, toate nebunie. Dar el știa momente esențiale din istoria Romei Antice, a Bizanțului, a nu știu ce. Și de asemenea era foarte îndrăgostit de poezia lui Nichita Stănescu. Noi eram studenți și Nichita Stănescu e greu de... Zoia? Și Zoie și Nicu. Și Nicu citea Nichita Stănescu, chiar i-a dat Mihaela Verșoara, îi povestea că a luat o poezie de al lui Nichita Stănescu când a fost arestat a doua oară, să o copieze, să o dea prietenilor lui. Era o poezie de... Mihaela Ceaușescu a fost prima oară într-o emisiune. Da, iar Nena Ceaușescu, într-o anumită împrejurare, i-a plătit spitalizarea și medicamentele lui Nichita Stănescu. Deci asta e o chestie foarte tare. Din păcate se duce toată lumea și nu mai am pe cine întreba, dar asta spune multe. Și eu vreau să vă spun că într-un moment greu al meu, acolo la CC, când tăbărâse unul pe mine, până când nu i-am spus că dacă nu mă lasă în pace, îi voi scrie tovarășii, nu i-am spus că mă duc în audiență, că nu mă primea când aveam, că îi voi scrie tovarășii și Elena Ceaușescu, m-a lăsat în pace, domnule. Când auzeau de ea, nebuneau. A fost un poet cunoscut. Era o coturanță? Cer scuze pentru termenul folosit. Nu, era ușor vulgară. În timp ce el era foarte atent cum se exprima, cum vorbea la nivelul lui, era foarte vulgară. Vorbea de măta, te băga măta lui Ștefan Andrei. A fost o chestie cu Ștefan Andrei. Nu credea că Olteanu a împiedicat invazia Poloniei, știți istoria, invazia Poloniei de către trupele, tratatul de la Varșovia. Dar de ce nu credea? Pentru că Olteanu era de față. Când a venit și Ștefan Andrei și nu știu cum a enervat-o pe Elena Ceaușescu. Bă, mai taci din gură, zice, cât o fi tu de deștept, dacă nu eram noi partidul, zice, erai tractorist acolo la voi la podar. Taci din gură și ăla, era orgolios, era vănitor Ștefan Andrei și mă chestia asta, nu l-a înghițit nici pe Olteanu care asistase la scena asta. Dacă avea chestiile ei, dar de exemplu, un mare poet care era membru al CC-ului, a venit la ea să-i raporteze că divorțează. Bine, dragă, dacă nu, că a luat o razna, că îl împiedică, că nu știu ce. Bine, dragă, dacă nu mai poți, nu mai poți. Și ăla după două luni s-a recăsătorit și zice, domnule, ce înseamnă că el e nebun, nu aia, ia scoteți-l de acolo, din ceea ce era corect, adică era corect. Iar asta cu... Dar îi plăceau poveștile astea cred că îi plăceau. Îi plăcea și o țuiculiță, cum v-am spus, dar cu noi era foarte drăguț, adică chiar am fost surprins, ne saluta totdeauna, ce faceți, dragă? Ne saluta, iar odată de ziua ei, eram o mulțime de ziariști la cazinoul din Sinaia, Nicu se pilise un pic și atunci am văzut sentimentul tatălui față de copil, se pilise și umbla cu Gică Petrescu de gât și s-a dus la taxul și i-a zis, eram acolo. Tată zice, să știi că pe lângă tine eu mai am un tată pe Neagică. Neagică, săracul, se făcuse tot roșu, îl terminase, nu știu ce. Domne, și atunci Ceaușescu a ieșit pe hol și a zis, bă, dar copiii ăștia au mâncat, băieții ăștia au mâncat. Nu se gândea nimeni.
dintre toți ăia de acolo, ei haleau cu lăutari, cu chestii, cu nu știu ce, noi eram ai nimănui, adică au avut, și pot să spun clar, au avut un mare respect pentru presă și în general oamenii ăștia care nu au ajuns, nu își desăvârșesc educația, au respect pentru meseriile pe care ei nu le-ar fi putut face vreodată. Deci la Mitea ținea pentru că Mitea putea să pună pe hârtie ceea ce gândea el. Și am pățit o dată o chestie, tot așa cu un discurs, mi-a dat să-l văd și acolo spunea că noi vom construi o societate dezvoltată mai superioară. Tu așa, Mitea, zic, ne facem de râs, nu știu ce, nu, l-am scos mai superioară, l-am lămurit pe Mitea, că am avut multe întâmplări. Da, mi-a știat cu Ceaușescu, nu Mitea, băi, Mitea, eu când am spus mai superior, eu am știut ce spun, adică că nu suntem în faza aia pe care o gândesc, că domnule avea dreptate logic, numai că nu mergea. Sau Ștefan Andrei. Ștefan Andrei avea un stil, domnule, era Arafat aici, îl căut. Vă referiți la Yasser Arafat? Yasser Arafat. Nu ăsta, nu. Să nu creadă oamenii când ne referim la... Deci zice că ar fi nepotul lui, dar nu cred. Era Arafat aici și au venit medicii să-l vadă, era bolnav de cancer Arafat, cred că unde sta acum președintele, în vila aia era cazat, veneau medici, veneau nu știu ce, și noi arătam lui Ștefan Andrei proiectul de știre dinainte, că după aia dispărea și nu mai dădeai de el. Nu erau telefoane mobile, era noapte, era târziu. Domne, și l-am găsit în bucătărie, în halea, cu o sticlă de vin în față. Păi, domne, nu mâncați cu Arafat, că se prea... Nu, domne, pe cine, că mănânc cu el, nu pot să-l mai trag de limbă, lasă-mă pe ce. Mânca înainte de foarte tare, foarte... Olteanu avea instinctul lui extraordinar, un tip deosebit și inteligent. Vreau să vă întreb ceva. Acum nu știu în ce măsură, în calitate consilier de presă, ați putut... Nu eram consilier de presă, asta pentru că consilier... scriam. Da, să zicem. Eram în grupul... Erați în anturajul de presă al lui Nicolae Ceaușescu și instructor la CCL de presă. În ce măsură, din perspectiva asta și a informațiilor la care aveți acces, ne-ați putea lămuri în privința asta? Ceaușescu este acuzat de unii dintre cei care sunt împotriva a tot ceea ce a făcut el, care ar fi împușcat țărani în anii colectivizării. Știți ceva despre asta? Adică ar fi împușcat la propriu țărani. Cred că a scris... Că dumneavoastră spuneați, de exemplu, că nu prea... I-a susținut pe țărani. Parcă nu i-a susținut, dar parcă Văzganian a scris o carte, o piesă, nu știu ce, în care vorbea de Vadu Roșca, că la Vadu Roșca ar fi împușcat niște țărani. Ce știu... Credeți în această ce știu este că el în 46 era în Dobrogea, se ocupa de colectivizare, deci în 46 el avea 28 de ani. Se ocupa de colectivizare și de nu știu ce, era într-o mașină deschisă într-un fel de, nu știu cum îi zice, dar fără obloane, o chestie de asta, și un țăran a venit cu coasa și a vrut să-i taie gâtul și șoferul lui a tras în țăranul ăla. Uh-huh. Nu știu dacă l-a omorât, dacă nu l-a omorât. În orice caz, ăla este un episod pe care mi-au povestit oameni pe care știu. În ce privește Vadu Roșca, se spune că el acolo era îmbrăcat militar și că a tras în țărani. Ori el nu mai avea nicio legătură cu militaria în 56. El terminase în 54 cu armata, era secretar cu organizatoricul. Nu pot să pun mâna în foc, dar să știți că el era milos. Adică mi-aduc aminte că a venit vorba de inginerul acela care a dat foc la Miriște pe undeva în Călăraș și Dincă a lansat ideea că va fi condamnat la moarte. Și ne-am dus la Mitea toarși, cu Mitea duceți, cum zice, domnule, domnule, săracul, domnule, că și tata dă foc la Miriște și toate. Domnule, s-a dus Mitea, dar să vă spun că Mitea era extrem de influent. De influent, da. Adică nu cerea nimic, dar era reușea ascultat. Să-l convingă pe Ceaușescu. Da. S-a dus la și s-a întors. Toți Ceaușescu, sunt și copiii ăia, sunt întristați, sunt nu știu ce. Hai mă, vedeți vă de treabă. Și voi vă luați după Dincă. Iar altă dată Ștefan Andrei s-a dus cetașul Ceaușescu, vila lui Florica, vila de la Florica a Brătienilor, este în paragină, au făcut aia SMT acolo, au făcut nu știu ce. Ceaușescu spontan așa zice, păi așa le trebuie, că și ei n-au chinuit până închisori. Și peste oră l-a chemat să-ți dai dispoziție să iasă SMT-ul de acolo, să se refacă, să se protejeze vila aia. Deci avea, el a fost chinuit, el a fost arestat, el a trăit numai de la 14 ani, a stat numai până pușcării. Și l-au luat
l-au luat prima oară când avea 15 ani cu grevele de la Grivița, după aia l-au condamnat în 36 și l-au mai condamnat în 40 și l-a ținut Antonescu 2 ani în plus pentru că reprezenta un pericol social. Dar, deci, pușcăria, adică putea să fie un timp mai înrăit, cum era deși. Deci, era rău, adică a omorât niște ingineri la canal, i-a condamnat la moarte, dar asta, în afară de Râmaru... Deja a făcut, din punctul de vedere al regimului comunist, da. A fost o replică la scară mai mică, dar la fel de dureroasă și de dură a regimului sovietic, gulagului lui Stalin. Am citit cartea lui Ciuceanu, lui Radu Ciuceanu, care este are o valoare documentară extraordinară. Sunt vreo 3.000 de pagini, am și scris despre ea. Domnule, și el povestește, el nu are nimic cu el, ei erau deținuți de acolo, erau porniți pe ocupantul sovietic și pe oamenii puși de el. Și la un moment dat vorbește, nu știam de chestiunea asta, despre un acord făcut de în 45 de Ana Paucăr cu legionarii și pe chestia asta ăștia au fost protejați până după 50, când au fost arestați. Dar cine credeți că l-a propus pe Ceaușescu în Comitetul Central? El a fost propus de Ana Paucăr. Și după ce Ana Paucăr a fost scosă de acolo, ea a trăit în casa ei, a lucrat pe la Editura Politică, dar foarte interesant, pentru că deja era pornit pe legionari, pentru că Ana Paucăr îi băgase pe gât pe un tip, Vladimir Gheorghiu, care ajunsese chiar în conducerea partidului, cu care, mergând o dată într-o vizită pe la Bacău, a auzit strigând pe unii după el, ce faci, camarade, ce faci? Pusese căpetenie legionară, da. Era și o expresie în perioada inițială a regimului comunist, capitanul nu fi trist, garda merge înainte prin Partidul Comunist. Da. Nu știu cât de adevărat a fost povestea, dar e clar că niște elemente din garda de fier au fost recuperate. Apropo de experimentul Pitești, că nu știam nicio, închisoarea de la Pitești a fost construită în timp cât Armand Călinescu a fost prim-ministru. Armand Călinescu, care era vehement împotriva comuniștilor și a legionarilor și cred că și datorită vehemenței lui a sfârșit așa, pentru că fără dialog, nu suporta dialogul cu... Hai să dăm pe o parte mai aproape. Mai monden așa. Da. Se spune că Nicolae Ceaușescu era extrem de, cum să zic eu, speriat de orice fel de contact uman. Asta era una dintre legendele perioadei Ceaușescu. Că de fiecare dată când avea vreo întâlnire, după aia era disperat să se spere pe mâini cu spirit, cu alcool, și că, mă rog, costumele lui erau arse după o singură purtare. Și vreau să vă întreb ce știți despre asta. Asta e o nebunie pe el. Asta a lansat-o Pacepa, chestia asta cu costumele Pacepa, lui. Da, Pacepa. În cartea Orizontul Roșii. Da, e de necrezut. El avea, deci asta spune femeia lor din casă, că avea 30 de cămăși de poplin de cu totul. Nimeni din cei care se ocupau de gospodăria lui nu l-au văzut vreodată în pijamale sau în pantalon scurt sau altcumva. Niciodată n-a mers în public în altă culoare de cămașă decât cămașa albă. Iarna, când era foarte frig și mergea în vizite în țară, purta niște pulovere răsucite, foarte groase. Eu îl vedeam, pe mine mă enerva că îl vedeam cu aceleași costume. Eu cred că acum am mai multe costume decât avea Nicu când era prim secretar la SIU, că și pe ăla îl vedeam în aceleași haine. Ce pot să vă spun era că era foarte îngrijit tot timpul, foarte, și avea și vreo 30 de costume. Deci câte cămăși, atâtea costume avea, dar avea, era un șef la CC, un secretar, care tot timpul era brici, era vară. Țiplă. Era vară, era cald, noi transpiram cu cravatele, cu nu știu ce. Și l-am întrebat, domnule, cum dracu de stau pantaloni ăștia? Și cu aia, ce taci din gură? Și am patru perechi de același fel. Avea, ca să nu bată la ochi că e opulent și că sfidează. Și asta era, dar nici pomeneală. Eu vă spun că tot ce îmbrăca era românesc și era departe de a fi un risc. Era cărpănos. Tot Olteanu mi-a povestit că era, acolo la CC era o organizație a aparatului CC și Olteanu era secretarul organizației și strângea cotizația. S-a dus la Ceaușescu să-i plătească cotizația
Dar Ceaușescu nu avea schimbat. Și întâi l-a trimis să schimbe, să-i dea restul și bă, aia a semnat în carnet, că e semnat în borderul ăla ca primitirea. Asta de cărpănoșenie ținea de tinerețea lui și de câte suferise. Că toate petrecerile alea de care se vorbește, că jucau fotbal cu pui și cu nu știu ce, sunt greu de imaginat. Nici măcar... asistat niciodată la secvențe de acești. Păi noi când mergeam în vizite, mergeam tot timpul pe la reședința lor, pentru că duceam buletinile la Ger Press, luam documente, ne duceam la documente, vorbeam cu ăia care erau în preajma lui. Deci termina vizita și se ducea și trăgea o masă la vila lor. Cu ăia pe care îi însoțeau și la vânătoare la fel, dar de sfrâu și de smăț ca după 89 n-a existat niciodată. Știți că la noi m-am citit o carte despre Melania Trump și toți erau impresionați de cât de serioasă era când a ajuns la New York. Alea, fetele mergeau la săptămâna modei de la New York, căutau bărbați bogați, nu știu ce, asta își vedea de meserie ei, se ducea numai acolo unde nu se compromitea. La un moment dat a stat încă cineva cu un bărbat în același apartament, n-a avut nicio legătură cu el. Și la Trump, pe Trump asta l-a șocat. Etica muncii, că era pătrunsă de etica muncii, pe care o moștenise din Slovenia, de acolo, unde taică-sul era mecanic auto, iar maică-sa era croitoreasă. Deci, într-o familie, era real de frumoasă, foarte frumoasă femeia, dar avea farmec până și dicția ei în engleză, că Lescu zicea, domnule, să nu puneți preț pe autodidacți, care sunt enervanți, și pe femeile frumoase care se dau erudite. Că, zice, astea sunt enervante, să nu vă apropiați de ele. Deci o femeie frumoasă, zice, ar trebui să facă pe naiva, să zică, domnule profesor, și am mai putea trăi noi acum, că în vremea lui Petrarca, sigur că eu aș face o tâmpită imediat, dar are farmecul ei. Zice, nu-mi dă lecții de literatură universală, dar asta era cu... Închipuiți-vă că astăzi astfel de discuții nu se mai pot porta. Da, nici Petrarca nu mai e pe lângă noi. Sper că am precizat sursa de proveniență acestor imagini. Sunt o mulțime de chestii care circulă pe internet, pe YouTube. Nu vreau să lezăm pe nimeni și e important totdeauna să precizăm sursele de informare. Ceaușescu, am văzut și finalul lui, de prin 87, în 87, nici măcar după Brașov, de exemplu, n-a înțeles că a mers prea departe cu suferințele propriului popor și cu privațiunile la care și-a supus poporul. El intrase într-un cerc. Cum l-ați văzut în ultima perioadă? Da, era complet schimbat. Adică, vă spun, de la program, el, de unde înainte venea dimineața la 7-8 și pleca seara, la nu știu ce oră, acum venea pe la 10, la prânz pleca acasă, dormea 2-3 ore, se întorcea și mai ședea vreo 2 ore după amiază. Adică era un alt om. Eu cred că el intrase într-un vârtej din care nu mai putea ieși ca hoții de meserie, adică furi și nu mai poți să te oprești, pentru că vin datoriile, ai alte obligații, alte chestii, nu se mai putea opri, să angajase și în opera asta de construcție și de realizarea obiectivelor ăstora, iar cultul personalității nu l-a făcut Dumitru Popescu, cum spune toată lumea, l-a făcut Maurer în perioada Ceoslovacii, când a spus, domnule, noi trebuie să-l ridicăm pe omul ăsta, pe Nicu, să-l facem un superman, un super erou al României, ca ăia să ne respecte, să vadă că poporul are pe cineva în jurul căruia este unit, ca Zamolxis pentru Getodace, adică să ai o stea, să ai un reper la care să te referi tot timpul, să te raportezi. Asta era totul, pentru că el, nu vă vine să credeți, dar el a avut fascinație la mase, a avut succes la mase. Uitați-vă la el și la Adrian Năstase. Adrian Năstase e un tip deștept, domnule, dar l-am văzut la niște, vorbind mulțimilor la congresele lor când era șef la PSD, da, bă, niciun ecou, niciun, cu vorba aia lui, elaborată, dar moale, nici nu se auzea în sală. Ăsta Ceaușescu, cât era de mic, atât era de leb, cu agramatisme, cu chestii, dar vă spun, nu gramatica lui ne interesează. Avea o priză extraordinară. Bine, practic, momentul ăla din 68... Vă mai spun atâta. Eram în Cipru și transmiteam și la radio o corespondență despre vizita lui. Eram în Cipru la ambasadă. Dom'le, și n-am știut, m-am izolat într-o cameră ca să n-am zgomot, și n-am știut că personalul de la ambasadă ședea la ușă să mă asculte. Vreau să vă spun că atunci când am ieșit de acolo, plângeau femeile alea, dom'le. Ce i-fi spus eu, ce... Nu eu contam, conta faptul că
omul ăsta era stimat și era respectat și era nu știu ce, și că fusese primit în Cipru, a fost primit și în Kuwait, a fost primit ca un erou al păcii, pentru că kuveitienii aveau treabă atunci cu irachienii, erau în i-au dedicat poezii, l-au primit ca pe un împărat, ca pe un Dumnezeu. Ăsta, deci, fără să facem cultul personalității, pentru că nu el singur a făcut politică externă, dar a avut în simplitatea lui capacitatea să înțeleagă încotro trebuie să meargă lucrurile. În politica externă, în politica internă, se laudă unii că îl încercau să-i bage pe gât, să nu știu ce, fel de oricum, e clar că a avut niște ambiții. Când a construit, de exemplu, centrala nucleară de la Cernavodă, i-a sfidat pe ruși ca și în 60. Păi noi, dacă nu era centrala, acum eram în întuneric. Eram terminați dacă nu era centrala nucleară de la Cernavodă. I-a luat pe canadieni alături de el și așa mai departe. A încercat să iasă un pic de sub tutela Rusiei, a fost ambițios din acest punct de vedere și practic a sfârșit și pentru că a sfidat o întreagă lume. El a avut Africa la picioare. Dar vreau să vă întreb, să încheiem cu un eveniment sau cu o situație care pare, poate părea simplistă. Ați spus la un moment dat că chiar pe 21 decembrie sau ceva de genul ăsta, 89, Zoia s-a împăcat cu mama ei, Elena Ceaușescu, cu care ar fi fost certată. Dar nu vorbeau de mult. Nu vorbeau de mult. Este adevărat, practic? Da, e adevărat din ce a povestit soțul Zoiei, pentru că acolo în intimitatea aia n-a fost decât familia. Deci nimeni, dacă la convorurile oficiale era un stenograf sau un translator care putea să ducă mai departe vorba acolo, nu erau decât ei. Iar chestiunea asta e cu atât mai plauzibilă cu cât e povestită de soțul Zoiei, care a și fost prezent la acele secvențe. Deci ele nu vorbiseră dintr-un motiv, nu știu care, Zoia era și foarte independentă, dar Zoia era foarte autoritară și le controla în general. Îi controla, dar era ca orice mamă, adică protectoare, să nu facă prostii, pentru că anturajele atunci, ce povestește Mizil, poate să fie în partea adevărată, adică anturajele atunci te puteau duce, dacă nu aveai o susținere, nu aveai un suport, puteai să-ți pierzi direcția și să o iei razna, mai ales că erai prieten și cu ei, contai pe sprijinul lor. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Pentru puțin. Poate facem un serial și cu siguranță avem și alte abordări. Putem avea alte abordări pe această temă. Chiar mi-a făcut plăcere și am aflat lucruri în premieră. Păi mi-e să mă iertați că n-am vorbit foarte elaborat, dar eu cred că e mai bine așa. Spontan. Da. Mizez foarte mult pe momentele spontane. Mulțumesc, grație Filipeti, pentru ținută. Mulțumim, domnule Dumitru Avram. Vă doresc sărbători frumoase și un an mai bun, cu sănătate. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ce faceți și știu că ați făcut primele interviuri de televiziune cu Ștefan Andrei, iar asta și cu alți foști demnitari, iar lucrurile astea nu se pot uita. Nu știu ce e tine, dacă mai țin minte, însă, într-adevăr, în acel moment, cam toți au ieșit la mine. Da, da. Rămâneți cu Metropola TV, ne revedem luni de la ora 21. Numai bine, avem o nouă săptămână importantă, foarte multe subiecte de primă mână și invitați excepționali.